Pe raza județului se vor construi mai multe abatoare și depozite de lână, acestea venind în sprijinul fermierilor care doresc să aibă piață de desfacere la produsele pe care le obțin în fermă. Aceste noi proiecte pe care Asociația OVIS dorește să le desfășoare au fost dezvăluite la întâlnirea fermierilor din județ, la care s-au discutat problemele cu care se confruntă crescătorii de animale și soluțiile care s-ar impune. Totodată, dacă avem spații propice, da, care să fie și utile și, mă întrebați, rentabile, mă întrebați, o să le procurăm, o să le cumpărăm. Vedem, mă întrebați, forma juridică, cum, mă întrebați, da, o să le cumpărăm. Aceste, mă întrebați, ședințe sau aceste locații sau aceste, mă întrebați, zone ar trebui bine definitivate, pentru că asta e numai un început. Da? Pe aceste zone, mă întrebați, pe lângă aceste zone, mă întrebați, am putea construi aceste depozite sau aceste carmajerii sau aceste, mă întrebați. Deci ca să fim cât mai aproape de fermieri, mă întrebați, iar toate, mă întrebați, să aducem plus venit pentru fermieri. Dacă în teritoriu, mă întrebați, vă rog frumos la doamna Emilia, spuneți dacă mai sunt mijloace fixe care ar putea fi, mă întrebați, ce mijloace fixe vă spun. Hale mari, grajduri betonate, dezactivate, adică complexe, în cadrul ăsta, să vedem care s-ar putea fi mădărăți pentru această mădărăți cu depozit de lână. În perioada următoare vor fi organizate întâlniri zonale cu fermierii pentru a discuta punctual despre problemele cu care aceștia se confruntă.